Bine v-am găsit! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Scărlătescu. Și astăzi o să vorbim despre cum facem noi să bem un vin senzațional, fetească neagră cu malbec, când avem o super mâncare. Dar până la super mâncare, hai să vedem cât de senzațional e vinul. Prietenii mei de la Camera Davidescu mi-au dus malbecul ăsta, care este fabulos. Dacă vreți să înțelegeți cum e vinul bun, îl gustați. Uite așa. Și începeți să numărați. Dacă ați trecut de secunda 12 și mai aveți acest vin în capul vostru, înseamnă că e un vin foarte bun. Malbecul vine din Franța, mai exact din Cahors. La un moment dat, niște francezi au luat butacii de malbec și au fugit cu ei în Argentina. Acolo a devenit vinul ăsta faimos. Ce pot să vă spun despre vinul ăsta este că e cremos, e plin de fructe. Are și un iz de piele, așa, cumva. Dar merge foarte bine cu carne. Bun. Lăsăm vinul jos și hai să gătim. Prima dată, niște uleiuți. Următoarea mișcare, niște usturoi. Neapărat. Zdrobit. Uite, din cauza asta mi-a luat cuțitul ăsta foarte lat, ca să pot să-l zdrobesc. După care, cimbru. Bă, cimbru, i-auzi. Asta este melodia cimbrului. S-au zis melodia rozmarinului. Gata, a cântat și rozmarin. Urmează cuișoare. Piper, bă, întreg. Și verde și negru. Și ce? Ia, uitați-o pe asta. Gata. Toată bucata de piept de vacă, adică brisketul, la tigaie. Între timp, nu stați. Nu, că pe urmă vă plictisiți. Hai să începem cu cartofii. Uite așa, tăiem cartofii din 3 în 3, cum îi tăia bunica. Uite așa, ați, ați, ați. La fier cu cartofii. Ce trebuie să știți? Vedeți? El are acum o latură aici, foarte, foarte bine definită. În momentul în care îl bagi la fiert, la un moment dat se va scoroji. Și atunci îi scoatem și îi lăsăm la răcit. Hai cu zămorcov. Morcovii la fel îi tăiem ca pe cartofi. Uite așa, bucățele. Cum ne-a învățat bunica. Important e cum alegeți garnitura pe lângă carnea asta. Ca idee, morcovul e dulce. Țineți minte, la morcov. Sare. Multă sare. Unt. Băi, de casă. Vă rog frumos să fiți nu generoși, extraordinar de generoși cu voi, că voi mâncați. Și pe lângă unt și sare, cimbru. Neapărat. Morcovul și cimbru, delicios împreună. După ce ați întors această bucată de carne, aveți nevoie de o tavă. Și aveți nevoie de o mânușă, neapărat. În momentul ăsta, aveți nevoie de barbecue sos. Gata, a venit barbecue sos. Muștar. Păi na, n-avem noi muștar. Soia. Multă soia, multă, 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 multă. Soia face bine. Acum îl masați bine de tot, bine, bine, bine. Uite așa, uite, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa. Și-mi trebuie sare multă, sare, 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 sare. Boia. Vă să fiți generoși, vă rog eu frumos. Chimen. Neapărat chimen. Chimenul face bine. Jur, și la vin. Și nu uitați, pătrunjel verde uscat. Eh, în momentul ăsta, băgăm bucata asta de carne la cuptor. 130 de grade,
4 ore jumate. Că avem timp să mai desfacem o sticlă, două de vin, nu? Topiți untul și lăsați exact la caramelizat. Morcovei sunt perfecți. Și acum cartofi. El trebuie să fie zgrunțuit. Atunci e perfect. Ăsta e mai mult decât perfect. Hai să-i scoatem. După ce i-am scos, avem nevoie de o tavă, de o hârtie de copt. Îi vărsați în tavă și îi lăsați să se evaporeze tot apa. De aici încolo urmează încă un pas. S-a evaporat și apa de aici și acum ulei și un pic de rozmarin. Trebuie să-i punem în tigaie, să prindă o crustă. Ia, fiți atent la crustă. Uite crustă. Doamne, cum arată. Mă, cum miroase. Deci după ce au făcut super crusta asta, îi luăm de aici și îi punem exact în tavă și mergem cu ei la cuptor. După 4 ore și jumătate, brisketul arată așa. Pare ars, dar nu e. Credeți-mă pe cuvânt. Și acum facem un sosuleț. Fetească neagră cu malbec. În tigaie. Să fiarbă. Și un pic de unt. Cartofi. I-am fiert, i-am prăjit, i-am copt. Ăștia sunt cei mai senzaționali cartofi. Gătiți vreodată. Soteu de morcovi. Și sosul. Sosul de vin. Brisket de vită. Un vin roșu, frumos, malbec, fetească neagră.